Această emisiune vă este oferită de Carrefour. Am revenit în platou, vă reamintesc faptul că îi avem invitat în această seară pe domnul Claudiu Davidsoiu, proprietar al fermei Agroindafa Fumați, și pe domnul profesor Mihai Petcu, proprietar al agroindustriala Pantelimon, tot unii dintre producătorii de elită de lapte din România. În prima parte am făcut așa o recapitulare a activității din cele două ferme. Am subliniat faptul că ambii domni deschid porțile pentru tinerii care vor să învețe meserie. Am evocat și câteva lucruri urâte și dureroase. Domnule Davidsoiu, haideți să încercăm împreună, toți trei, să facem o analiză a primei jumătăți de an din perspectiva producției de lapte în România și a condiției fermierului producător de lapte din România. Cum vedeți că s-au desfășurat lucrurile? Deci, în privința producției și, de fapt, când vorbim de producție, noi trebuie să vorbim și de prețul la lapte. Principalul nostru efect pe care îl are în dezvoltarea societății e prețul la lapte. Să zicem că în primul semestru sau primul semestru al anului 2018, prețul la lapte a fost cât de cât acceptabil. Centralizatorul laptelui, ieri am primit comunicat de la italieni, dădeau situația pe mai, media pe România era de 1,25 lei. Era cea mai mică față de celelalte țări din Uniunea Europeană, era cel mai mic preț, însă și la proteină și la grăsime stătea mai jos decât ei. Da. Apropo de preț. Păi, prețul e logic să fie așa, pentru că străinii, în marea majoritate, au fabrici unde sunt asociați și dividendele sunt tot la ei. Și să știți, lucru care nu e în România. Da, și proteina și grăsimea pe care o facem noi, o facem din cereale și o facem naturală. Ei proteina pe care o fac și grăsimea pe care o fac, o fac din untură de palmier, din ulei de palmier și așa mai departe, diferite. Laptele nostru fiind cu cereale, cu cereale adevărate, poate cu îngrășăminte, cu gunoi de graș și așa mai departe, nu se compară cu laptele lor, cu proteina lor și cu grăsimea lor. Păi haideți vorbind, să subliniem lucrul ăsta telespectatorilor, să înțeleagă de ce laptele românesc e mai bun. Păi vă dau eu un exemplu. Băiatul meu care a studiat în Franța a venit cu un coleg de-al lui, băiat de profesor, deci avea ce mânca acasă, și cât a stat la Eclipsă 2 săptămâni, a mâncat zilnic brânză cu roșii. Roșii din solar de la mine, crescute în exclusivitate cu gunoi de graști, cu mraniță fără, și tratate cu zeamă de urzică. Și brânză cu un gust formidabil. Asta, deci, este un examen dat, nu e o teorie a noastră. Eu aș face o experiență cu dumneavoastră. Vă rog. Să vă leg la ochi așa și să vă pun un lapte din România într-un pahar, un lapte din Polonia, un lapte din Ungaria. Și un lapte de unde mai fi adus, de unde mai aducem noi. Fără să știți. Și o să gustați din el și o să spuneți... O testare în orb, în orb, da, cum se zice. Și o să spuneți, într-adevăr, ăsta e lapte din fermă de România, față de laptele din Polonia, față de laptele din Ungaria și așa mai departe. Pentru că eu am fost în Olanda ca să tragă, să cumpăr niște vițele. Le arunca granule ca la păsări. Și toate veneau la granule. Nu știau ce sunt cereale, ce sunt granule. Toate veneau la mâncare, cum dă la păsări și la curcan să vină să mănânce, așa ciuguleau ele din granule. Ale voastre mănâncă silozul care îl facem bun. Mănâncă porumbul, orzul, triticalele care, da, le producem. Dumneavoastră, în prima parte, domnule Davidsoiu, a spus că aproape toți fermierii români fac profit și că ăsta e un lucru foarte, foarte bun. Cum vedeți dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere economic, situația fermierilor români producători de lapte? Fermierii români cred că vor rezista, ăia care sunt mai dezvoltați, au un efectiv peste 200 de capete. Ceilalți, o să vedeți, din an în an, se împuținează. Noi care suntem un pic mai mari,
și avem un teren, cât de cât teren la dispoziție, o să rezistăm. Restul n-au mecanizare, n-au utilaje, n-au prețul la lapte din ce în ce mai mic. Și ușor, ușor o să dispară, o să ne menținem noi dacă o mai fi ajutați de guvern, dacă o mai fi ajutați de Uniunea Europeană. Că de fapt și de drept statul, dacă vrea să aibă lapte să nu importe, dacă vrea să aibă carne să nu importe, dacă vrea să aibă brânză și alimente ca să nu importe, trebuie să ajute fermierul, altfel ne distruge pe toți, cum o să începem cu porce și o să aducem numai de afară. Da. Și o să ne săturăm care de mâncare lapte. Situația este catastrofală. Politicul nu dă doi bani pe agricultură. N-ați văzut la televiziunea dumneavoastră, exceptând emisiune de specialitate, vorbindu-se de un monstru sacru, că sunt monștrii sacri în agricultură. E muscă. Sunt foarte, foarte mulți monștri, zic că fac producție extraordinare. Dar nu dă nimeni doi bani pe agricultură. În domeniul vacilor este o tragedie. Și să vă explic de ce. 0,2% sunt peste 100 de vaci. Până la 5% sunt peste 5 vaci. Și restul, 80 și ceva la sută, sunt o vacă, două. Media e 1,7, două vaci. Să le luăm încet. Ferme mari. Am dat voie străinilor să vină să facă ferme foarte mari. Și China a făcut 10.000 de vaci într-un loc și a distrus județul completamente. Au poluat tot. De ce străinii au limită de efective grupate într-un loc? De ce la noi fac mii de vaci într-un loc? Ce va fi? Vom vedea. Dincoace, la o vacă două, țăran nu mai există. Sunt... Am fost eu la țară în Teleorman și nu mai sunt vaci. Dacă în 92 îmi spunea cineva, erau numai în satul ăla, nu în toată comuna, erau 360 și ceva de văcuțe, acum nu mai sunt decât 3 în tot satul. Ați văzut dumneavoastră la înzăpezire satul românesc 80% în vârstă, 10% care îi fură de îi rup și 10% șoferi electricieni, etc., care stau în cârciumă, berea noroc, e foarte ieftină, politică și table și fotbal. Nu mai găsești pe unul să lucreze. Și vacile sunt lăsate ale nimănui. Vorbeam pe urmă de calitatea laptelui. Păi dumneavoastră credeți că e vreunul care dă laptele cel mai bun la export? Laptele care este calitativ precar, este ajutat din toate punctele de vedere, pentru că în istoria vieții mele am văzut preluare de lapte care la plecare era amestecat cu antibiotice înainte de Revoluție și era excepțional că puteai să pui în el și zeamă de varză că nu se strica pe traseu. Pe urmă, calitatea produselor. Niște vecini de-ai noștri fac o brânză feta. S-a întâmplat ca la un coleg cu vaci din limitrof mie să vină niște vecini de la sud și au făcut feta fără să atingă laptele cu buricul degetului. Și din întâmplare o doctoriță veterinară de 26 de ani care era la fabrica de lapte și am deschis acest subiect, a zis da, păi să vă spun eu, la 26 de ani m-am operat și mi-a spus fierea că aveam o țigneală când eram elevă să mănânc feta, că e gustoasă, e sărată, e mă rog, și așa mai departe. Deci, viitorul vacilor nu este grozav și din alt motiv. Fermele mari care fac vaci, nu le fac din dragoste pentru vaci, ci din dragoste pentru cash flow. Ei n-au cash flow, nu pot să recoltez de 3 ori panții, îți trebuie bani. Și nu vorbesc aiurea, vă dau revistă în care un tip cu 1000 de vaci scrie: pe mine nu mă interesează selecția, pe mine mă interesează laptele. Dar comuniștii aveau o piramidă cu 13 vaci Holstein, ferme de vaci Holstein, unde eu am fost primul 5 ani de zile și le selecționau de așa manieră și asta era selecția vacilor. Ori acum nu mai știe nimeni. Super vacile, cum e exact ca Cupa României. Joacă Steaua cu una din divizia H. Și e o încurcătură de sunt la un loc în aceeași găleată a selecției
vacile de diferite patogenetici. Totuși, statul a vrut să ne ajute cu cornul și laptele, da? În Ilfov suntem doi producători de lapte, eu și cu domnul Petru. Elevii din Ilfov și din București, care am putea să le dăm noi lapte, beau lapte din Polonia. Nu beau lapte din, păi de la fermele noastre. Legea achizițiilor, cu licitațiile. Da, da. Dar știți de unde așa ne-a ajutat. Cornul și să bem lapte din Polonia. Eu am spus când era domnul Năstase prim-ministru că în 1950, părinții mei fiind învățători, dădeau un supliment copiilor, untură de pește cu lingurița. De ce? Că Avroinusiala Batelimon are o istorie. Am ajuns să bem din foarte veche. Și imediat după primul război mondial, de la Pantelimon, de la ferma aia pe care o aveți dumneavoastră acum, pleca lapte în școlile din București. Da. Încă de atunci. Dumneavoastră știți că în fața lui Dumnezeu sunt imaculat. La Revoluție am scris o scrisoare ministrului Sănătății că această fermă de la Pantelimon a fost eforia spitalelor civile. Da, 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 da. Și am scris, luați-o că 7.000 de litri, putea să facă și 10, de lapte pentru spitale, ar fi o mană cerească. Da, mă gândesc eu, oare nu s-ar găsi o soluție, legea achizițiilor? Măi, dar chiar să achiziționăm din Polonia, când avem, producem laptele aici, să dăm la spitale, să dăm la copii, să dăm laptele acum acolo. E o inițiativă de a se schimba legislația pentru a se putea drumul la achiziții directe, în anumite situații. Și ar fi o soluție. Măi, dacă avem lapte aici, îl preiau, îl procesez undeva la unitate, dau lapte din județul meu, că fiecare județ interesat să progreseze unitățile din cadrul județului, că plătim impozit, plătim taxe, domnul plătim Davisoiu, tot. Haideți că din fiecare opinie se creează tabloul general. Care este oful dumneavoastră cel mai mare? Ca fermier. Oful nostru cel mai mare ca fermier, în momentul de față, e prețul. E un preț foarte, abia reușim să stăm pe linia de plutire cu prețul care e acum la lapte. De ce o fi la noi prețul cel mai mic? Probabil da, că aducem lapte din afară care e de proastă calitate, ne-l dă la prețuri mici și preferă să-l luăm pe ăla decât să facem o analiză la lapte și să-l dăm înapoi, la vamă, să mai respingem din... Da, dumneavoastră aveți producția contractată, știu. Avem contractată, da. O dăm în țară, nu o dăm în afară. O avem contractată. Lucrul ăsta e bun. Da. Care e cel mai mare oful dumneavoastră? Meu este că pe pământ există o sfântă treime care se cheamă apă, aer și mâncare, pe care niciun guvernant nu dă doi bani. Fără această sfântă treime n-avem nici fotbal, nici rachete, nici nimic. Toată lumea din normală, toți conducătorii să uită pe pământurile lor și respectă. Noi ce am făcut? Dumneavoastră vă dați seama, plus infinitul bat jocuri față de această țară, la 9,5 milioane de hectare agricol și 4 milioane hectare pășune, să dărâm singura fabrică de tractoare, care în toată Persia, tot Orientul, era plin cu tractoare. Noi mai merităm să existăm pe pământul ăsta și să râșim la televizor vopsiți la păr pentru ce am făcut? Nu se poate. Atât timp când nu vor da niciun fel de atenție acestei țări prin agricultura specială pe care o are. Păi cine a fost de vină, domnul Petcu? Pentru că eu, s-a spus, eu am următoarea opinie. Străinii, să privim străinii ca pe o oportunitate, nu ca pe un necaz, pe de o parte. Pe de altă parte, haideți să ne aducem aminte, și eu am spus-o de mai multe ori, că marele jaf al României s-a făcut în anii 90, atunci când s-a distrus fabrica Tractorul Brașov, atunci când s-a distrus fabrica de lapte de militari, atunci când s-au privatizat, știm cum, cu toții, în anii 90, da? Și cum s-au distrus. Când au venit investițiile străine în anii 2000, au venit pe un teren viran. Oare? Și bineînțeles că au oare făcut... guvernul nu vede să duc coloanele mașini în port, ducem grâu, ducem porumbul, începem să aducem cocă de pâine, aducem cocă de făină, aducem... Păi, de ce îl dăm acolo? De ce? Pentru că ăia ne dă... Noi suntem prinși ca într-o menghină. Să dăm banii, să...
Începem procesul de producție. Eu cred că, de fapt, trebuie să fim într-atât de deștepți încât să identificăm noi sau fiecare să identifice acele mecanisme de piață ale lui proprii pentru a-și menține afacerea. Când am nevoie de bani, ce să fac? Mă duc și vând grâu în port, mă duc și vând porumb în port, că am nevoie de bani. Oare guvernul nu e în stare să achiziționeze ce ducem noi în port, să-l țin acolo și să facem, eu știu, să aibă rezervă, să aibă, să ne ajute cel puțin? Ce facem? Îl dăm la un preț mic care... Sau îl stocăm ca să-l jucăm pe bursă iarna. Nu mai stocăm, că avem nevoie de bani. Noi nu putem să stocăm. Noi trebuie să vindem tot, că avem, vine Alcedo, vine ăla. Dăm bani și eu trebuie și să dau bani. Și vând cu bani puțin. Și pe partea elată subvenționăm exportul. Sau și returul de TVA... Sau îl vând eu acolo în port unde îl duc, plimbă vaporul și mi-l aduce înapoi cu un preț 10-15%, nu? Pentru că eu îl vând, că sunt nevoit să-l vând. Da. Da, n-am bani să-mi plătesc datoriile și eu trebuie să-mi plătesc datoriile. Domnul și David, la un preț mic. Percu, sunteți puțin mai în vârstă decât mine. Cine a luat, domnule, decizia de a desființa Banca Agricolă în vara lui 1990, dacă spunem că n-avem bani? Da? Păi cum mai Banca Agricolă? A desființat pe toate. Când ați fost la ultima dată la o bancă? Bă... Păi la bancă e trecut un câine cu o cruce, un X, n-ai voie cu câinele, e trecut un aparat de fotografie, n-ai voie cu aparatul și un țăran. N-are voie țăranul. Da, nici eu păi cine-i de subvenție? Vrem credite, pentru tineri să oprim tinerii acasă. Păi bun, și cine a luat decizia în vara lui 90 să se desfințeze Banca Agricolă pentru ca țăranii și micii fermieri sau mari fermieri să se poată finanța prin credite cu dobânzi foarte mici? Cine a luat decizia asta? Nu tot noi suntem vinovați pentru situația pe care am creat-o. Nu tot noi, de fapt, trebuie să fim aceia care să găsim soluții. Când se operează un om cu cancer la stomac, din 10 doctori specialiști în gastrologie, sau cum se cheamă, a întrebat cineva cu agricultura asta, de ce Germania Democrată n-a desfințat CAP-urile și formele de exploatație dau de 10 ori producții mai mari decât ea cu mici suprafețe? De ce am desfințat CAP-urile a prostii așa? Pentru că un țăran a gonit comisia din curte să păi nu domnul, se treacă la cine cine a avut nevoie de voturi pe 20 mai 1990? Și cine a avut nevoie de voturi pe urmă în 1992 la alegerile de atunci? Nu? Haideți să... Vorbesc cu o firmă străină care face o investiție la noi undeva acolo în zona noastră, care i-am dat eu niște teren. Ia bani, nu ia de la noi bani. Ia din Franța bani cu 0,7% dobândă pe 10 ani și face investiția la noi. Oare acum poate să-i dea banii aproape fără dobândă? Ce e 0,7%? Nu numai atât. Președintele Macron în toamnă a lansat un program de 3 ani pentru ca în 3 ani, în doar 3 ani, Franța să devină autosuficientă din punct de vedere agroalimentar. În 3 ani. Păi nu, vin să facă investiții la noi în agricultură, dar în agricultura tot noastră. Dar domnul președinte a făcut război civil când a auzit că francezii au vândut chinezilor pământ. De ce? Păi cum că vă sunt simțiți, oameni dumneavoastră, oamenii care se uită la noi, când un străin declară în ziar, și am ziarul, să nu mă acuzați că fabulez, a cumpărat 1500 de hectare la Turnul Severin cu 2% din țara lui, și declară în ziar, încă o dată, vă arăt ziarul, că a făcut în 2 ani ce nu făcea în 3 generații în țara lui. Și atunci... Nu miroase că suntem... Nenorociți? Da, mai suntem. Știu cum am înghițit. Vezi asta, puțin nu apă. Că suntem nenorociți? Da, suntem, pentru că tot eu vin și reiau întrebarea. Cine a decis desființarea Băncii Agricole în vara lui 90? De acolo pornește totul. De acolo pornește totul. Dar eu vă propun, pentru că ne apropiem așa. Nu s-a desființat, a fost vândută, nu s-a desființat. A, bine, că există și acum. A fost vândută, da. Și pe urmă, în fine. Există că aceeași, nu mai și-a schimbat titulatura. Bine, la ce mă refer? Mă refer la o bancă agricolă în stare să dea credite cu dobânzi mici, întinse pe generații, pentru că în felul, înainte de război, așa era, un credit se întindea pe mai multe generații, pentru ca și fiul fermierului care a luat creditul să rămână în afacere, să fie legat de glia aia. Nu? Omenirea intră într-un dezastru din punct de vedere al vacilor cu lapte. Eu am foarte multe vizite cu străini din Canada, din Danemarca.
Am avut un din Danemarca și mi-a produs o revelație. Vacile mele au fost aduse din 73 și au niște fișe trase în plastic cu taur care erau mai bătrân ca mine, născut în 44. Și ăsta a văzut fișe așa, zic, domnul, dați-mi-o că ăsta e vecinul meu care v-a vândut vaca. Deci vreau să vă spun că spun toți, majoritatea tinerilor lor care rămân la comanda fermei nu vor să o mai facă, pentru că e o muncă imposibilă. Creșterea vacilor afară de minerit, unde stai la minus 2000 de metri și nu poate să fie viață decât de șobolan, asta este imposibilă cât este de completă și de complexă. Dar vă dau un punct. Deci am zis că repede, că la alegere acum refacem școlile profesionale. Niciodată agricole. S-a făcut. Agricole. Păi dacă nu facem astea, n-avem tractoriști, n-avem nimic, nu va mai fi nimic din România și vom mânca feta care probabil e asociată cu berea sau șprițul că le cere și va fi mai bine. Ieftină. Of. Vom face concursul emisiunii, încerc să-l fac cu o notă de optimism. Aceeași întrebare pentru amândoi. Cum vedeți viitorul firmei și fermei agroindustriale a Pantelimon, domnule Petcu? Într-un cuvânt. Poate Dumnezeu îmi dă putere de Superman. Ferma Superman o să poate să fie bine. 1000 de puncte din partea agenției Infogroup și a emisiunii și revisei și conferinței internaționale Mid Milk, la care vă invităm să reveniți la ediția de la anul și din partea redacției noastre, ultima ediție a publicației noastre Infoferma și hărțile economice, fabrica de lapte și fabrica de carne. Mulțumesc. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule David Soiu, ca să terminăm într-o notă cât de cât optimistă, pentru că fiind întreprinzători și specializați pe ceea ce faceți, n-are acum altfel decât să fie bine. Care este viitorul agroindustriei? Viitorul e nesigur. Ne luptăm, facem investiție. Viitorul nostru e nesigur. Fac un graj, să măresc capacitatea, să măresc producția. Și tot nesigur e viitorul. Fermă mare, care mă consider o fermă mare, să ajung la 800 de capete de vaci de mulți. Tot nesigur e viitorul. Pentru că nu știi ce se întâmplă cu pământul, nu știi ce se întâmplă cu muncitorii, nu o să ai muncitori, păi, și așa mai departe. Până la coadă, deci, orice e nesigur. Trăim, în afară de dorința lui Dumnezeu, trăim într-o nesiguranță totală. Nu știm ce se întâmplă cu... 1000 de puncte și dumneavoastră din partea noastră. Mulțumim. Și ultima ediție a publicației noastre Infoferma Plus. Hărțile sunt actualizate, să știți, domnul Petcu, fabrica de carne și fabrica de lapte. În hărți sunt fermele producătoare de carne și de lapte plus procesatorii. Așa, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Să vă dea Dumnezeu sănătate și spor la treabă. Și forță de sunteți muncă. Și forță de muncă. Sunteți exemplu pentru mulți alții din România. Dragi prieteni, luați aminte la ce au spus invitații noștri în această seară. Vă mulțumim pentru că ați stat până acum să vedeți, însă rămâneți în fața micilor ecrane pentru că va urma minutul editorial. Pentru că nu suntem în stare de nimic bun, indolența și irresponsabilitatea ne-au făcut ele brandul de țară. Iar numele brandului de țară este pestă porcină africană. Până săptămâna viitoare al dumneavoastră, Ilie Stoian nu vă mai îndeamnă să reflectați la ce v-am spus, pentru că oricum nu băgați la cap nimic și vă spun la revedere, oameni buni! Această emisiune v-a fost oferită de Carrefour.